invitați la această expoziție. Vă rog să vă apropiați. Avem alături de noi un invitat important, domnul Dr. Peeters, specializat pe tratamente strict, o muncă numai pentru porumbei, pentru a promova și a dezvolta sportul porumbofil internațional. Aș dori să-i puneți întrebări. Vă oferi toate răspunsurile legate concursurile, tratamentul în timpul sezonului și după sezon. Și vreau să mulțumesc cu această ocazie tuturor participanților venind la acest eveniment și echipei Pigeons România și porumbei 360.ro. Vreau să spun că avem proiecte comune de a dezvolta sportul porumbofil în România și cu această ocazie vreau să-i dau microfonul să vă transmită primul proiect cu acest simpozion legat de tratamente pentru porumbei. Domnul Narcis, mă rog. Bună dimineața! Ne cunoaștem, n-are sens să pierdem timpul cu mine, cel mai bine să profităm de prezența legendarului Dr. Peeters. O să ne spună câteva informații despre ce spunea și Emil, tratamentele din timpul sezonului și din afara sezonului. Și eu voi încerca să traduc. And
After a few years, I specialized in pigeon sickness, and 18 years later, I only grew pigeons now. La vârsta de 18 ani am mers la facultatea de medicină veterinară și după cei 6 ani de facultate s-a specializat în porumbei și de atunci porumbeii sunt specialitatea sa. Asta în mare despre cine este doctorul Peeters. Dacă mai citim prospectele altor faimoși doctori, o să vedem că se laudă că au făcut practica la dânsul. The most pigeon doctors came to my place to study more about pigeons and pigeon disease. From, not only from Belgium, but from Italy, from America, from all over the place, from Portugal, from France. Was at my place, Robert Warmes, Schroeder, etc. Fiind cel mai bun medic columbofil, alți mari medici columbofili pe care îi cunoaște cu toții, au fost și și-au făcut ucenicia la doctorul Peeters. Atât din Belgia, Olanda, cât și din alte țări, America și locuri mai îndepărtate. Unii dintre aceștia sunt Herbots, care au venit și au făcut la el, sau Schroeder, a făcut ucenicia la el 4 ani și cam de la el au pornit toate cunoștințele să fie cunoscute și împărtășite cu ceilalți. Asta ca o introducere în universul doctorului Peeters. Hai? Last years, more and more pigeon fanciers
you have also with the food system, you build them up, and also our medicament system with amino acid, oil, yeast, raising vitamins, is made that they become more and more in a good health and in a good shape, in a good condition for the races. În sezonul de zboruri, înainte de tratament, este foarte important să-i recuperăm așa cum trebuie. Am mai zis asta, toată lumea știe asta. Rețeta pe care merge dânsul, niște produse proprii, el nu produce doar medicamente, doar tratamente, produce și suplimente. Și ceea ce recomandă este recuvit forte, asta folosește la recuperare. După ce se face o recuperare adecvată, după asta trebuie dat un tratament. Aici e un sistem mai complicat. Deci, odată recuperarea și după aia trebuie să ne concentrăm foarte bine pe momentul în care îi angajăm la un zbor. Și aici începem să-i construim cu vitamine pentru zbor, aminoacizi. Și acum, intrând în zona de tratamente, medicamente, să le spunem așa, există câteva secrete pe care le-a descoperit. Un sfat pe care ne-l dă este că în momentul în care simțim că porumbelul a ieșit total din formă, ca un secret, ca o recomandare, este să-i dați o pastilă de cocci forte. Cocci forte, pe de o parte, tratează coccidioza, dar mai conține niște substanțe, niște aditivi, niște suplimente, care reintroduc porumbelul în formă. Și asta e o recomandare. Deci în momentul în care simțiți că porumbelul dumneavoastră care a făcut rezultate nu mai poate să mai dea nimic bun din el, îi dați această pastilă. În timpul sezonului mă refer. Nu dacă ați avut un sezon dezastru, anul viitor o să fie numărul 1. Respiration is one of the worst things in pigeon sport. Therefore, we have a few good products. You give them 2 days in a row during the week, but you have to change. You give first week product A, second week product B, third week product C, and you have to change. That is the best thing to do. When you give every week the same product, it doesn't work. Legat de problemele respiratorii, spune că poate asta e cel mai sensibil aspect când vorbim de concursuri și de aceea trebuie să tratăm 2 zile pe săptămână pentru căi respiratorii. Dar niciodată să nu insistăm foarte mult cu același produs. Tot timpul el trebuie alternat. Pentru că dacă dăm săptămâna 1 produsul A, săptămâna 2 același produs, săptămâna 3 același produs, efectul începe să îi scadă. Motiv pentru care trebuie alternat. Doctorul Peeters produce pentru respirație. El are minim 4-5 substanțe diferite, produse diferite pe care le folosește pentru respirație. Sunt foarte concentrate și de aceea în săptămâna 1 puteți folosi codos, săptămâna care tratează căile superioare, respiratorii superioare. În săptămâna 2 puteți folosi EGS-ul, care tratează zona pulmonară. În săptămâna 3 puteți folosi, are o injecție CX60. E o formulă îmbunătățită de 2 ani de zile, CX60.2 și mai are un condition powder. Toate sunt o combinație de suplimente, vitamine. Okay.
whatever from products of mine, you have to see the next day that you have given something. They have to fly better, to behave better, to do the things you like. Spune că de fiecare dată când folosiți un produs Dr. Peeters, a doua zi trebuie obligatoriu să vedeți rezultate în timpul de zbor al porumbelului, modul în care se antrenează sau starea lui generală. Deci obligatoriu a doua zi, trebuie să-și facă efect în 24 de ore. Cred că dacă vreți să adresați niște întrebări, cred că ar fi mai bine o interacțiune cu dumneavoastră. Întreabă-l, te rog, având în vedere că tu ai spus mai devreme, noi nu avem condiții să mergem la veterinar, să dea un sfat așa, în modul general, cum putem parcurge etapele pe care el le spune, da? Având în vedere că produsele dumnealui nu sunt trecute ca și substanță, ce am efectiv? Ordinea ta se face și tot ce se face. Da, sau dacă, de exemplu, produsele dumnealui nu au substanța, eritromicină, toxiciclină și să nu știi să exact, adică având în vedere că noi nu putem să mergem să dăm fiecare, să zicem ceva, o idee despre ce putem face. Paramixoviroză și în momentul în care porumbeii sunt împerecheați și au ouă, vreme de 10 zile tratează tricomonoză. Și înainte de... paramixoviroza vaccin împreună cu POX. Da? Astea două. POX e pentru variolă. Deci paramixo împreună cu POX în același timp îl face. Da? Am vorbit, m-ai întrebat de perioada de iarnă, da? Și în momentul în care sunt pe ouă 10 zile tricomonoză și chiar înainte să înceapă să zboare afară sau așa, dă un pH control, un produs care reglează pH-ul din apă, să scadă, omoară toate bacteriile care se cheamă Vivendum, un produs pe care... Deci niciodată să nu folosim același produs tot sezonul, pentru că nu o să-și mai facă efectul. Și aici alternează, are 4,
4-5 produse diferite pentru respirație, respirația fiind cel mai important aspect la un porumbel. Și în momentul în care iese din formă, spune să dăm cocidioza, dar pe cocidiozul, să ne uităm și pe produsul lui, spune să dă la fiecare 3 sau 4 săptămâni, pentru că perioada formă maximă a unui porumbel, de obicei, e cam 3 săptămâni. După aceea începe să-și ia subit de formă, conține niște substanțe care îi spune că îi revagă de intră în formă. Doctorul Peeters va fi alături de noi în următoarea oră, în următoarele două ore. O să luăm o mică pauză de o cafea la restaurant și el a zis că dacă sunt crescători care simt că nu vor să întrebe de față cu toată lumea, pentru că sunt secrete pe care poate nu vreți să le audă ceilalți, în particular puteți veni fără niciun fel de problemă, vă răspunde la absolut orice întrebare. Dacă vă vin idei pe parcurs, echipa Porumbei 360 este locată în România, oricum puteți apela la serviciile noastre, vă sfătuim așa cum știm noi mai bine. Dacă e ceva ce ne scapă, îl sunăm oricând, ne răspunde la orice întrebare. Vreau să îi mulțumesc pentru prezență încă o dată domnului Dr. Peeters și a trebuit să o facem ca și gazdă. Vă rog, dacă doriți să îi adresați la restaurant în particular, sunteți bineveniți și totodată aș dori să vă aduc aminte că avem o colaborare foarte bună cu echipa Pigeons Belgia. Domnul Ludo este alături de noi. Echipa Pigeons România, porumbei 360, pe un rol, domnul Nace Safrăsinei. Împreună vom duce un proiect pentru Uniunea Columbosului și România de a adera la Federația Columbosului Internațională și din aceasta vreau să îi mulțumesc încă o dată pentru prezența la acest simpozion a domnului Narcis împreună cu domnului Dr. Peeters. Vă mulțumesc pentru acest lucru și vă dorim ca și anii următori să participați alături de federația noastră pentru a dezvolta sportul columbofil.